Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit, nu la Tarotscop, la Alege o carte. Și de data aceasta, subiectul, titlul, sau cum vreți să-i spuneți, este ce anume gândești cu adevărat persoana la care voi vă gândiți, partenerul, partenera sau, mă rog, cu persoana cu care aveți o relație, oricare relație la urma urmei, ce gândește această persoană despre legătura voastră. Ce gândește ea cu adevărat, ce, să spun așa, ce e dincolo de zâmbet. Bun, și știți foarte bine că vă voi pune să alegeți niște obiecte. De ce? Ca să vă fie mai ușor să vedeți unde sunt răspunsurile pentru voi. Această citire a fost împărțită în fix 3 grupe. Pentru grupul numărul 1, scoatem din nou, mă scuzați, la înaintare acest cristal de cuarț, același pe care îl știți, numai că acum are niște ceare de la lumânări pe el, dar e simpatic oricum. Deci pentru numărul 1 am ales acest cristal de cuarț. Dacă vă place, dacă... Ia, ce frumos, n-are cum să nu vă placă, ia ce frumos e. Dacă vă place, dacă sunteți atrași de cristalul de cuarț în sine sau de acesta, atunci ce mesajele voastre despre ce gândește, cum gândește, ce este dincolo de zâmbetul persoanei cu care sunteți într-o relație, indiferent de natura acesteia, să spunem, se află în grupul numărul 1. Pentru grupul numărul 2 avem o achiziție nouă de la Nesebar, chiar adusă această geodă. Sper că se vede cât de frumoasă este. Da, într-adevăr, au vopsit-o, dar au vopsit-o frumos. Mi-au încântat și mie privirea acestei geode și am și luat una. Gata, nu mai lălăi. Dacă vă place această geodă, dacă sunteți atrași de clipăriciul acesta sau de ideea de geodă, este mov. Nu știu cât se vede la voi acolo. Mesajele pentru voi sunt în grupul numărul 2, iar pentru grupul numărul 3, aceleași frumușel ametist. Deci dacă vă place ametistul sau culoarea mov sau de mine, nu știu, ceva trebuie să vă placă acolo, ia câte mesajele pentru voi legate de ce simte persoana cu care sunteți într-o relație, indiferent de natura relației, ce simte ea de fapt, cum vede relația asta, sunt în grupul numărul 3. Deci, dragii mei, ștergem mustața ca a murdărit-o rața și trecem la treabă. Cei care ați ales numărul 1 și anume cristalul de cuarț, haideți să începem citirea pentru voi și să vedem ce anume se află dincolo de posibilul zâmbet, ce anume se află acolo în spatele cortinei, în culise. Și avem o felul următor, n-am să vă arăt bineînțeles toate cărțile, pentru că sunt multe, dar o să arăt cărțile din Amorul Ghebos, pentru că am început cu ele. Așa mi s-a părut normal și firesc. Ia că cele două cărți pentru voi, pentru persoana cu care sunteți voi așa într-o legătură sau într-un parteneriat, indiferent de natura lui. Prima carte este cartea Decepției, care spune aici jos că cineva în această relație poartă o mască falsă, și următoarea este cartea Copiilor. Bun, povestea vine în felul următor din ceea ce văd eu aici. Că această persoană cu care voi sunteți într-o legătură, într-un parteneriat, nu se simte foarte confortabil. Poate simte că îi ascundeți ceva. Pentru că această carte a decepției este gândul persoanei la care voi vă gândiți acum, dacă face vreo logică. Nu este vorba că această persoană este neapărat falsă. Poate să mascheze faptul că nu este total mulțumită, poate din cauza unor copii. Fie că sunt copii și această persoană nu-și dorește, fie că această persoană are copii și voi nu tolerați lucrul ăsta, e sau că nu puteți voi avea copii sau ea nu poate avea copii. Este o problemuță acolo în această legătură a voastră legată de copii. Și iacătă, îi dă acestei persoane un sentiment că ceva nu este în regulă. În afară de faptul că simte că nu cunoaște toate lucrurile în legătură cu voi, cu persoana voastră, mai are și un sentiment că i s-ar pune niște poveri în spate, că poate ar fi prea mult pentru el sau ea această legătură, pentru că avem în acest caz zecele de bâte care îmi spune această poveste,
nu-mi vorbește de a lăsa ceva din spate, așa cum foarte bine știți interpretarea clasică. Această persoană stă și se gândește, le cântărește, le pune într-o parte, le așează în alta, are această carte a gânditorului și încearcă să înțeleagă. Are o gândire, vă pot spune, foarte clar de precupeață. Nu știu dacă am nimerit-o foarte bine, dar, mă rog, mă duce cu gândul la acest lucru, această carte. Ea se numește La Donna di Servizio, dar nu are nicio legătură. Da, ea este o precupeață acolo, dar nu numai de asta m-am legat de acest lucru. Are regele de monede și această doamnă care ține o monedă în brațe. Și mai este și această carte, să nu o uităm, această carte de Sudden Wealth și anume de îmbogățire rapidă. Fie că această persoană a considerat că are ceva de câștigat în momentul în care a intrat cu voi în uniune, sau este foarte, foarte chitită pe partea materială, ca să-i spunem așa. Nu văd mare pasiune aici, nu văd mare înflăcărare din partea acestei persoane, deoarece are cavalerul de bâte în poziție întoarsă și în acest context, în această situație, îl citesc și îl simt ca fiind vorba despre pasiunea acestei persoane vis-a-vis de voi. Poate este ceva acolo, oricum este... fac un scuba diving și revin imediat. Yay! Am revenit! Nu știu cât de imediat am revenit, cât de repede am putut. Ce vreau să spun? Oricum, această persoană se pare că este mai mult caracterizată de energie feminină. Are această carte de Shakti, care vorbește despre energia feminină. Poate că, mă rog, dacă este bărbat, atunci poate este puțin mai efeminat, este mai finuț, este mai... Știți voi cum se manifestă această energie feminină, dar nu numai la asta, poate să fie și o persoană, să zicem, foarte grijulie. În fine, nu este o persoană care să fie bătăușă, nu este o persoană care să ducă, să facă, să spargă, să dreagă și mai departe. E puțin mai soft cu această energie care a venit. Dar nu ne interesează foarte mult caracterizarea ei, ne interesează cum se simte în relație și iată-te, cartea care m-a făcut să fac scuba diving este această carte a clownului gratii. Așa se simte, se simte puțin închis, se simte puțin constrâns, ca și cum nu ar avea libertatea de mișcare, de a merge, de a face. Că, așa cum am spus, este o persoană care e chitită pe a face bani, este chitită pe a face și tot felul de chestii de genul ăsta. Iată, are și această carte de mișcare pozitivă înainte, dar în acest context, repet, mesajele cărților sunt puțin altfel. Și e normal să fie așa. Văd că această persoană își dorește să plece spre altceva. Nu este țelul acestei persoane să rămână aici. Nu se simte liberă, nu se simte în largul ei, mai ales că simte și acele poveri pe spate. E mereu pus pe gânduri să se gândească cum să facă și cum să dragă încotro să meargă. Ideea este că vrea să meargă mai departe, vrea să meargă spre alte orizonturi, pentru că aici consideră că ceva nu este ok cu acea carte a decepției și poate chestia asta cu copiii e prea mult pentru această persoană. Mai avem o carte din partea lui Simbolon care ne arată că această persoană poate are niște lucruri de spus și nu le spune, sau, dar nu vine, vreau să spun, sau este personajul de aici, dar nu. Există o lipsă de comunicare, există niște chestii pe care fie ar vrea să le spună și nu le spune, sau chestii pe care le așteaptă ca voi, de la voi, le așteaptă de la voi să le spuneți și voi nu le spuneți. Iată cum stau ăștia doi, unul pe mal, unul pe celălalt și sabia, și anume comunicarea, este fix în acel hău, fix în acea prăpastie. Nu există acolo comunicare și evident că în momentul în care nu există comunicare, lucrurile se destramă și nu mai merge. Dacă simțiți și voi același lucru, atunci este doar o confirmare a ceea ce voi simțiți. Această persoană, v-am spus, vrea să se simtă împlinită, este și o persoană puțin mai visătoare, tocmai din cauza acelei energii feminine, are și această carte a armoniei, se numește ea, dar mă duce cu gândul la lucruri mult, mai spirituale, poate
are și legătura asta cu spiritualitatea, cu toate că văd și natura asta de a negocia, de a face, de a drege. Dar sunt niște chestii la care această persoană visează și poate consideră că nu rezonați în acest, să zicem, în acest domeniu. E foarte posibil să fie acest lucru. Ok, energia cu care se manifestă această persoană în relația voastră, iată, este această carte Letting Go, și anume renunțarea. Încet, încet, dar sigur, această persoană, dacă ceva nu se schimbă, dacă nu înțelegeți natura și nevoile și dureriu, să-i spunem așa, această relație încet, încet se va stinge și persoana îi va da drumul, și anume relației. Nu se simte total înțeleasă, ea bântuie pe planuri mai înalte, dar nu acum, să nu înțelegeți că voi sunteți în niște planuri așa grosiere și ăsta este filozoful lumii sau ea. Nu, are alte obiective, are alte țeluri, are alte idealuri. Mulți de râ, nu-mi place să vorbesc cu mulți de râ, am să scot râul din vorbire, jur. Cred că o să fie foarte interesant. În fine, dacă chiar țineți la această legătură, la această persoană, și acum știți cam ce este în spatele cortinei, cam ce este în background acolo, eu zic să faceți voi primul pas și să luați această sabie și să nu mai lăsați aruncată în hău și să discutați și să întrebați care-i baiul. Hai să discutăm sincer și poate legat de copii și de partea materială și de ce dorințe și ce aspirații are această persoană. Pentru că aici se vede foarte clar că are niște chestii și își dorește să plece spre noi orizonturi, noi țărmuri, ceva de genul acesta. E o persoană care gândește foarte mult, deci la nivel mental este o chestie, nu neapărat o agitație, dar este multă activitate la nivel mental. Și dacă vreți să salvați această relație, acum ați văzut despre ce este vorba, puteți sta de vorbă dacă voi considerați că merită acest lucru și puteți îndrepta lucrurile, ținând cont și de nevoile și dorințele acestei persoane, și discutați cât se poate de clar ca această persoană să nu mai aibă impresia că ceva este ascuns în această relație, că voi ascundeți ceva față de această persoană. Orice este posibil, dragii mei, trebuie doar să vă doriți, doar să vreți. Haideți să vedem și care este un mesaj de aici din ceaunelul ăsta mirobolant al vrăjitoarelor. Iată, nu știu unde să țin să se vadă, sper să se vadă, scrie oboseală, această persoană se simte obosită, v-am spus, se simte extenuată în această relație, se pare că este prea mult, ceva este prea mult și simte că duce în spate acest lucru. Eu zic să stați de vorbă dacă într-adevăr țineți la această persoană și relație, și sunt convinsă că lucrurile se pot rezolva. Dragii mei care ați ales numărul 1, ăstea sunt mesajele. Poate nu sunt cele pe care vi le-ați fi dorit să le auziți, dar eu zic că e bine. E bine să știi ce este dincolo, ca să știi într-un mod frumos, diplomat și cu multă blândețe și iubire, să știi cum să pui problema, și atunci există o șansă, mai multe șanse, de ce nu, să fie salvată această relație. Pentru că fiecare din noi are nevoie să fie înțeles, să-i fie validate nevoile și, nu știu, și chiar și părerile și aspirațiile, de ce nu. Bun, dragii mei, astea sunt mesajele pentru voi. Vă urez multă baftă la repararea, consolidarea acestei relații și la transformarea ei într-o relație absolut minunată, de ce nu? Și până data viitoare, stai așa, până data viitoare ajungem și acolo, aștept comenturile voastre, evident că mie îmi plac de nu mai pot, în secțiunea de coment, dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, veți găsi în descrierea videoclipului unde și cum să dați de mine. Și până data viitoare, iată, am ajuns și aici. Când ne regăsim, revedem, reauzim la Alege o Carte, Taroscop și alte nebunii de genul ăsta, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.